Ce părere ai despre ipotezele ciudate sau deciziile neașteptate? Poate acestea sunt motorul real al progresului. De exemplu, oamenii de știință s-au săturat să își stoarcă creierul cu privire la găsirea unui leac pentru cancer și în schimb s-au gândit să-l trimită în spațiu. Această perspectivă a fost propusă de cercetătorii de la Universitatea de Tehnologie din Sydney. Aceștia au elaborat un experiment preliminar și au neutralizat în mod neașteptat 90% din celulele canceroase în doar o zi. Cum a fost obținut acest efect terapeutic? Asta înseamnă că de acum pacienții cu cancer vor trebui să zboare pe orbită? Nu este secret faptul că plecarea în spațiu este acompaniată de un stres enorm și de riscuri de sănătate datorită expunerii crescute la radiație solară sau raze cosmice. Dar, în afară de aceste lucruri, există și imponderabilitatea, sau mai precis microgravitația. Oamenii au explorat spațiul de mai bine de jumătate de secol, dar încă avem multe de învățat despre efectele imponderabilității asupra organismelor vii. Studiile anterioare au arătat că mediul microgravitației acționează asupra metabolismului, termoreglării și a sistemelor cardiovasculare, musculare și respiratorii, precum și a altor funcții ale corpului uman. Unul dintre cele mai interesante este un experiment NASA care a comparat performanța biologică a astronautului Scott Kelly, care a petrecut 340 de zile pe orbită, cu cea a fratelui său geamăn, Mark Kelly, care a rămas pe pământ. Astronautul a înregistrat schimbări ale expresiei genetice, adică în procesul de realizare a informației incorporate în acesta. Dar, în afară de efectele negative asupra corpului, microgravitația poate oferi o serie de potențiale beneficii medicale, inclusiv subtilitatea comportamentului celulelor canceroase în gravitație zero. Studiile anterioare s-au centrat pe comportamentul genelor din cancer în microgravitație, dar nimeni nu a studiat mecanismul propriu-zis. Inginerul biomedical Joshua Cho s-a hotărât să analizeze receptori sensibili din celulele canceroase în încercarea de a le păcăli. Studiul a fost inspirat de o conversație cu legendarul astrofizician Stephen Hawking. Acesta a descoperit că nimic din univers nu sfidează gravitația. Mai târziu, prietenul lui Cho s-a îmbolnăvit de cancer, omul de știință și-a amintit conversația și s-a întrebat ce s-ar întâmpla cu celulele canceroase dacă ar fi mutate în afara gravitației. Pentru a afla răspunsul, Joshua și echipa lui s-au hotărât să elaboreze un experiment într-un laborator din Universitatea din Sydney. La modul general, cancerul este o boală în care celulele încep să se dividă incontrolabil și înlocuiesc celulele normale. Celulele patologice pot să se răspândească în alte părți ale corpului. În cele mai multe cazuri, acestea se unesc formând o tumoare care crește până când celulele primesc semnalul de a penetra în alte țesuturi sănătoase. Nimeni nu știe exact în ce moment se ajunge la acest prag, dar procesul de creștere și răspândire a cancerului indică existența unui anumit mecanism care ajută celulele să se simtă și să se atragă reciproc pentru a forma o tumoare. Chiar dacă acest lucru constituie un unghi mort pentru cercetători, cel puțin știm că acest tip de mecanism este adaptat să funcționeze în gravitație. Conform a ceea ce spune Chow, absența gravitației ar putea interfera în diviziunea și răspândirea celulelor maligne. Alături de absolventul său, Anthony Chirolos, acesta s-a decis să simuleze condițiile din spațiu aici pe Pământ. Cercetătorii au plasat celule canceroase preluate de la diferite organe, ovare, nas, glande mamare și plămâni, într-un simulator de microgravitație. După 24 de ore, aceștia au descoperit că 80-90% din aceste celule fie au murit, fie au fost împrăștiate deoarece nu mai puteau să stea împreună. Dar de ce au murit doar celulele maligne în timp ce cele obișnuite au supraviețuit? De fapt, chiar și celulele obișnuite au murit, doar că în proporție mai mică. Mecanismul acestui fenomen în relație cu celulele canceroase nu este înțeles încă. Oamenii de știință cred că absența gravitației încalcă mecanismele comunicării intercelulare, astfel informațiile cu privire la mediu devin inaccesibile celulelor. Se opresc din a le transmite și fiind blocate în aceste condiții mor în cele din urmă. Acest fenomen este numit descărcare mecanică. Astronauții pierd masă osoasă din același motiv. Totuși este imposibil să creăm un lac perfect pentru cancer din moment ce nu suntem la fel, iar organele și țesuturile oamenilor reacționează diferit. Astfel, Cho a vrut să descopere dacă aceste tumori maligne au ceva în comun și de ce descărcarea mecanică afectează celulele canceroase mai mult decât pe celelalte. Speră să afle aceste răspunsuri în prima misiune australiană de cercetare la bordul Stației Spațiale Internaționale în 2020. Cu o zi înainte de lansare, celulele vor fi plasate într-un dispozitiv mai mic decât o cutie de șervețele și apoi trimis în spațiu într-un modul special proiectat. Aceștia vor studia celulele vin în microgravitație timp de o săptămână folosind tehnologii speciale, dar materialul va ajunge din nou pe Pământ abia la 28 de zile după înghețare. Apoi, echipa lui Cho va analiza schimbările genetice. Nu este prima experiență medicală spațială pentru Joshua. În timp ce lucra la Universitatea Harvard, acesta a participat la un proiect care a avut ca rezultat un medicament folosit în tratamentul osteoporozei. O parte din cercetare a avut loc de asemenea pe stația spațială internațională. Dacă misiunea este un succes, pacienții nu vor fi trimiși în spațiu. Cho speră că aceste experimente ne vor arăta care sunt cauzele specifice ale acestor efecte pe care descărcarea mecanică le are asupra celulelor canceroase. Acest lucru va permite crearea unor medicamente care să simuleze același efect pe pământ, astfel această metodă de combatere a cancerului nu va înlocui tratamentele deja existente, ci va crește eficacitatea medicamentelor și a chimioterapiei pentru a oferi pacienților un avantaj în plus prin întreruperea desfășurării normale a cancerului. Tratamentul va deveni mai scurt și mai puțin costisitor și se va dovedi benefic și pentru astronauții care sunt forțați să se expună la radiații puternice timp de câteva luni pe parcursul misiunilor, având astfel un risc crescut de a dezvolta cancer. Chou afirmă că dacă celulele nu pot lucra împreună ca o echipă unită, ar putea fi mai ușor să le eliminăm. Noul studiu confirmă munca Danielei Grimm, un profesor la Catedra de Biologie Gravitațională și Medicină Regenerativă Translațională a Universității Madburg din Germania Centrală. Observând celulele canceroase în gravitație zero, aceasta a ajuns la concluzia că tumorile nu se dezvoltă atât de agresiv în mediul spațial. În 2014 și 2017 SpaceX Dragon a transportat un container mic cu celule canceroase tiroidiene înspre Stația Spațială Internațională. În toate aceste experimente a avut loc moartea celulară programată. Există însă și alte dovezi. Conform profesoarei Ludmila Burotkova de la Institutul de probleme biomedicale de la Academia Rusă de Științe, există în jur de 100 de situații în care o gamă variată de tipuri de celule au fost expuse unei simulări parțiale de imponderabilitate. Indiferent de durata expunerii, rezultatele au fost aceleași peste tot. Celulele canceroase nu au murit, dar viabilitatea lor a scăzut cu 10-15%. După o perioadă de timp, totul a redevenit la normal. Acum câțiva ani, oamenii de știință ruși au trimis în spațiu atât celule canceroase cât și celule ucigașe naturale, care constituie prima linie de apărare împotriva schimbărilor maligne. Acestea analizează corpul, se atașează de celulele rele și le distrug. În spațiu, comportamentul lor a fost similar. Au găsit celulele canceroase și le-au ucis cu o eficiență puțin mai mare. Totuși, acest rezultat a fost mult departe de cel de 80-90% din cadrul experimentului lui Joshua Chow. În orice caz, otrava și medicamentele diferă doar în ceea ce privește doza. Oamenii de știință de la Universitatea din Arizona au comparat 8 monstre de sânge ale astronauților care au petrecut 6 luni la bordul Stației Spațiale Internaționale cu monstre de sânge de la un grup de control. Se pare că după trei luni în spațiu, eficiența celulelor ucigașe ale astronauților în lupta cu leucemia a scăzut cu 50%. Coordonatorul cercetării, Richard Simpson, plănuiește să testeze dacă există o corelație directă între declinul funcțiilor celulelor ucigașe și predispoziția individuală a astronauților de a dezvolta cancer. Acesta dorește să analizeze alți factori care ar putea cauza o astfel de problemă în sistemul de apărare al corpului. Deci, ce crezi? Pot condițiile extreme să ne ajute în lupta împotriva cancerului? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!